Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul meu de astăzi este medicul Bogdan Ionescu. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Și vom vorbi despre tratamentul care este indicat pacientului oncologic. Care este primul contact pe care îl are un pacient cu oncologul său? Prima consultație este foarte importantă. Ea trebuie să decurgă ca și o consultație obișnuită. Este o consultație ce presupune documentele pacientului. Bineînțeles, se face consultația efectiv a pacientului ulterior și decizia terapeutică, bineînțeles, conduita terapeutică ulterioară. Știu că dumneavoastră aveți superputeri, aveți puteri peste cele ale unui medic obișnuit. Le spuneți de ce? Pacienții noștri sunt puțin mai afectați de diagnosticul pe care li se spune de către medicul lor curant și avem nevoie, pe lângă faptul că diagnosticăm acești pacienți, avem mare nevoie de colegii noștri care ne ajută pe partea de nutriție, pe partea de psihologie. În definitiv, eu fiind un medic oncolog, am nevoie de colegii mei radioterapeuți pentru acuratețea diagnosticului, bineînțeles radioterapeuți și nu în ultimul rând de către medicul chirurg, care ne ajută foarte mult. Dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră, stabiliți niște direcții pe care se merge cu tratamentul. Care sunt criteriile după care se selectează pacienții sau care sunt criteriile după care se aleg medicamentele pentru pacienți? Medicamentele și diagnosticul, după ce avem diagnosticul propriu-zis, avem ghiduri terapeutice, însă ține foarte mult de experiența personală într-un anumit tip de cancer și aici avem un beneficiu suplimentar, faptul că putem să discutăm cazurile noastre aproape săptămânal, dacă nu de 3 ori pe săptămână la noi, cazurile noi sau cazurile problematice, pentru a lua decizia cea mai bună de tratament pentru pacienții noștri. Cred că foarte mulți dintre spectatorii noștri se uită la Dr. House. E ceva asemănător? Da, este ceva asemănător. Fiecare pacient are ceva anume pe care îl descoperi ulterior. Fiecare pacient este special în felul lui și diagnosticul nu este doar un diagnostic ușor de multe ori, ci presupune și alte boli pe care se iau în discuție și ai surpriza, pe lângă cancerul pe care îl găsești, să aibă cu totul altceva. Vorbiți-ne puțin despre tratamentele care le sunt administrate pacienților dumneavoastră. Tratamentele pe care noi le facem în clinică sunt chimioterapia, care se efectuează. Sunt tratamente mai noi apărute, cum sunt terapiile moleculare și imunoterapia, care ar fi ultimul din tratamentele folosite de către noi. Sunt medicamente care se descoperă foarte des. Trebuie să fii la curent cu tot ce se descoperă și utilizarea acestor medicamente, într-adevăr, trebuie să ai anumite calități, să știi când trebuie folosite. De chimioterapie cred că a auzit mai toată lumea. Ne vorbiți puțin despre celelalte două terapii? Despre celelalte două terapii, da. Imunoterapia este avem într-adevăr și în țara noastră unele medicamente pe care deja le putem utiliza prin protocoalele casei de asigurări de sănătate, fiind decontate pentru pacienții noștri, dar în același timp avem medicamente care în alte țări se utilizează deja și pe care noi nu le putem utiliza în prezent decât dacă avem studii clinice pe care le putem oferi pacienților noștri.
Deci la dumneavoastră în clinică se efectuează studii? La noi în clinică se efectuează studii clinice, da. E minunat de știut. Și în momentul de față, de exemplu, câte studii aveți în desfășurare? În prezent avem aproximativ 6-7 studii în desfășurare. Urmează să mai intre și altele. Altele se închid săptămânal sau lunar. Asta înseamnă... Deoarece își ating numărul maxim de pacienți. La noi, în Europa, se poate că ajung un pic mai târziu decât în Statele Unite și atunci și numărul de pacienți care pot să intre în acest tratament este destul de limitat pentru țara noastră. Dacă sunt cumva mai multe centre la noi în țară care pot să introducă acești pacienți în tratamentele acestea noi, atunci este bine pentru pacienții noștri să știe unde anume se află. Avem pacienți care doresc să afle informații legate de tratamentele noi și noi, ca să le putem oferi, trebuie să ținem legătura cu ceilalți colegi din țară pentru a ști exact unde se desfășoară. Foarte pe scurt, studiile clinice înseamnă practic accesul la medicamente la care nu ar avea altfel acces pacienții. Da, în mare parte asta înseamnă, da. Asta ne dorim, să le oferim pacienților noștri, tratamente mai bune, care nu și-au dovedit eficacitatea, deoarece multe dintre ele deja se folosesc în Statele Unite și în anumite părți din Europa și Asia, adică sunt decontate de către casele lor de asigurări, dar noi încă nu putem să avem acces la medicamentele respective decât prin aceste studii clinice. Și ați mai pomenit de terapia moleculară. Da. Ce presupune? Sunt mai multe medicamente pe care le utilizăm. Au un alt tip de mecanism. Acestea, avem medicamente care se utilizează de, aș putea spune, de vreo 10 ani de zile deja sunt intrate la noi în țară și sunt decontate de către casele de asigurări, dar apar medicamente noi pe care încă nu le avem nici în acest în tipul acesta de tumori, nu avem medicamentul, nu putem să-l folosim efectiv. Spuneți mai devreme că fiecare caz intră într-un fel de comisie din care fac parte mai mulți specialiști. Specialiști, exact. Care sunt specialiștii care lucrează la un caz? Pentru că e foarte important, de la medicul care diagnostichează până la ultimul pion în administrarea tratamentului. Așa este, ne dorim să avem colegi din diverse specialități și avem aici, cum ar fi noi, medicii oncologi. Bineînțeles că pe lângă radioterapeuți, chirurgi și medicii radiologi, care ne ajută foarte mult, sunt prezenți și nutriționiștii și psihologii care ne pot ajuta la cazurile pe care le avem pentru a ne ajuta a decide tratamentul în continuare pentru pacient, care este cel mai bun tratament pentru ei. Este foarte importantă și liniștea sufletească a pacientului? Este necesară, dar într-adevăr liniștea sufletească. De multe ori nu putem să discutăm cu pacienții noștri, să stăm în cabinet foarte mult cu ei. Preferăm să le dăm informațiile necesare vis-a-vis de tratamentul care trebuie să-l urmeze și întâlnindu-ne cu ei la vizitele ulterioare să preluăm și să înțelegem ce anume nu au înțeles sau cu ce putem să-i ajutăm din ceea ce se desfășoară în cursul protocolului terapeutic. Vă mulțumim foarte mult pentru toate precizările pe care le-ați oferit astăzi. Și eu vă mulțumesc frumos. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.